s-a spus Solzhenitsyn al românilor. Este scriitorul închisorilor comuniste din România, precum este și scriitorul Basarabiei, baștina pe care a portat-o în suflet mereu vie prin lume. E cel care nu s-a încuvoiat niciodată în fața nimănui și care azi revine printre noi exemplul luminos de demnitate și rezistență. E Paul Goma, scriitorul, pământeanul nostru născut în Mana Orhei. Bună seara, dragii mei! De mult nu am avut asemenea emoții încercând să moderez o emisiune. Probabil pentru că de multă vreme nu m-am implicat sufletește atât de mult înainte de imprimarea propriu-zisă. În aceste câteva săptămâni de când am auzit că voi fi responsabilă de un ciclu nou de emisiuni, am încercat să descoper atât cât a fost posibil din cărți, dar și navigând pe internet, vis-a-vis de personalitatea omului, scriitorului basarabean, internaut, cum îi place lui însuși să-și spună, Paul Goma. Și asta pentru că generația mea îl cunoaște prea puțin. Nu i-am citit cărțile, nu ne-am împrumutat unul altuia aceste cărți și nu pentru că ele nu ne-ar fi plăcut sau nu ar fi bune de citit, ci pentru că nimeni nu a avut grijă să facă o mediatizare a acestora și o promovare a valorilor adevărate. Ori în absența unor idealuri morale, dar și fizice, cred că omul Paul Goma este eroul nostru la timpul prezent. Tocmai de aceea ne-am gândit să facem câteva emisiuni în care să vorbim despre Paul Goma, pe care ni-l dorim cu adevărat să revină acasă. Vorbim și despre opera lui, care a fost inspirată de sufletul său de basarabean refugiat, de persecutat, de copil, de tată deportat în Siberia, de familie hăituită de comuniști și alte lichele politice, dar și culturale. Așa a scris chiar Paul Goma în prefața unei cărți de ale sale. Și acum le spun bună seara invitațiilor mei. Sunt scriitori, sunt oameni de litere, oameni cuvântul cărora cântărește greu în țara asta, cel puțin eu vreau să cred așa. E vorba de Emilian Galaico Păun, Vladimir Beșleagă și Andrei Țurcanu. Și acum vreau să-mi spuneți când, cum, unde și în ce împrejurări ați făcut cunoștință cu personalitatea, cu omul și cu opera lui Paul Goma. La început a fost cuvântul și acest cuvânt pentru mine a însemnat din Calidor. Un cuvânt magic, un cuvânt fermecat. Goma și explică de unde vine acest Calidor, care vine și de la frumusețe Cali și coridorul nostru. Un roman care m-a fascinat la fel cum mulți ani înainte mă fascinase amintirile din copilăria lui Creangă. După mine are același impact sufletesc, un roman de mare frumusețe, un roman al specificului basarabean al acestei copilării și un roman în care deja se vede caracterul viitorului om al cuvântului și om de caracter, Paul Goma. Distanța dintre lectura cărții, care s-a întâmplat la începutul anilor 90, și prima oară când l-am văzut în realitate pe Paul Goma, a însemnat vreo 5 ani de zile în care citisem și alte câteva cărți al lui, Bonifacia, Fenomenul Pitești și altele. Și atunci când am avut șansa să particip la acel festival al Republicii Moldova în sudul Franței și printre invitații de onoare se afla și Paul Goma, n-am simțit că dau nas în nas cu un mit, nu știu ce, pentru că deja l-aveam pe omul onoare, sper, despre întoarcerea acasă a lui Paul Goma. El niciodată n-a plecat de acasă. Sau dacă a plecat în lume, a plecat cu această acasă a sa, acasă, în personajele sale, în cărțile sale, în felul în care s-a manifestat în lume. Și deci această întâlnire s-a întâmplat la modul cel mai firesc. Pe care le-am citit și pe care am început încet, încet a le transmite studenților mei pentru lectură, pentru înțelegerea literaturii noastre. Într-un moment însă m-am uitat pe site-ul lui Goma, mă uit adesea pe acest site, pentru că este de citit, este de gândit, este de meditat. Am avut această soartă nenorocită, la care au contribuit, eu am contribuit în bună măsură, prin caracterul meu infect, așa, care i-a ofensat pe simpatrioți și chiar pe simpatrioate,
Dar au fost și evenimente independente de voința mea, care m-au izolat, care m-au pedepsit prin nedifuzarea a ceea ce aflau confrații despre mine. Asta nu e o plângere, e o constatare. Ce bune sunt aceste înregistrări, autofilmările astea. Pentru că oamenii le privesc, sunt foarte mulți care mi-au scris, că le-au privit, m-au îndemnat să continuu, m-au felicitat și ei m-au îndemnat și eu când pot, recidivez, când am ceva de spus. Dar rămâne aceeași senzație de defazare, că vorbesc tot în pustiu. Tocmai venise la guvernare noua coaliție, proaspeții democrați, și m-a fulgerat ideea că acest apatrid, care nu este acceptat în România de anumite cercuri de scriitori, cu care Goma nu este în relații tocmai bune, zic că ar putea să vină acasă. Și l-am rugat pe cineva să, care știa, îl cunoștea pe Paul Goma, care îi știa telefonul, să telefoneze, să afle dacă vrea Paul Goma să revină în Republica Moldova. Nu mai țin minte ce mi-a spus domnul, dar imediat în aceeași seară l-am telefonat pe interimarul președinte de atunci și i-am spus așa, direct, este la Paris un mare scriitor, un mare om, un mare basarabean, Paul Goma, care are niște romane extraordinare, la care interimarul președinte zice, lasă că știu eu. Păi zic, adă-l mă acasă, de cetățenie, fă ceea ce trebuie de făcut cu o mare valoare națională. Zice, bine, bine, bine. După un timp aflu eu din gazete, din presă, că Paul Goma revine acasă, că lui îi se acordă cetățenia Republicii Moldova. Casă cu nu știu câte etaje, nu știu, vacă, purcel, pare că nu era vorba, dar era vorba de multe, multe, multe lucruri acolo, pensii, etc., etc., cetățean de onoare al Republicii Moldova, al Chișinăului și așa mai departe. Bine, eu satisfăcut că lucrurile merg bine, aștept, pentru că după câteva luni de zile, așa e, să nu mai aud nimic de vinerea lui Paul Goma acasă. Dar, între timp, nu se aude nimic că Goma vine acasă, Goma nu mai vine acasă. Mihai Rogobete din România zicea că actul de curaj al lui Ceaușescu a fost, de fapt, retragerea cetățeniei române a lui Paul Goma. Și astăzi mă întreb, în momentul în care atâția cetățeni ruși obțin foarte ușor cetățenia română astăzi, da. Este foarte simplu. Nu e nevoie să cunoască nici limba, nici imnul de stat. De ce unui om care a scris în limba română în momentul în care alți oameni refugiați și deportați au acceptat alte limbi pentru ca să le fie mai comod acolo, are și el pe site-ul lui, zice, are colegi care scriu în spaniol, în engleză, în franceză, în portugheză, pentru că e mai simplu. El a scris și scrie în limba română și nu are loc acasă. Și când zic acasă, doamnă, mă refer și la Republica Moldova și la România. Paul Goma, scriitorul care a făcut cunoscută departe de lume drama Basarabiei, revine după aproape 7 decenii pe pământul unde s-a născut. Eu sunt dublu nefericit ca exilat. Odată ca exilat român și ca exilat basarabean. Nu? Dar eu sunt nu dublu, ci quadruplu fericit față de alți exilați. Pentru că eu sunt scriitor de limbă română. Și patria mea este limba. Deci, zic așa, din moment ce eu scriu în limba română, eu, când am plecat de acolo, am plecat așa, cu soția, cu un copil, două geamantane și două mașini de scris. Asta a fost averea. Da, într-o trăistuță mi-am luat limba maternă, care este limba mea. Ori, poate să mi se ia orice. Să mi se ia țară, să mi se ia casă, să mi se ia sănătate, dar limba nu mi se poate lua. Și în limba asta am continuat să scriu fără
clinteală, n-am avut nicio șovăială, n-am avut nici măcar tentația. Că mulți dintre prietenii mei scriu acum franțuzește, unii scriu în suedeză, cei care s-au stabilit în Suedia, în engleză, cei care sunt în America, în spaniolă, cei care s-au stabilit mai înainte. Eu n-am avut nicio tentație. A spus așa, eu mă simt bine în limba română. Celui cărui s-a spus, adio, domnule Goma. Noi zicem, sunteți binevenit, domnule Goma. Până la urmă, am căpătat cetățenia moldovenească pentru Paul Goma, dar cu câte eforturi, cu câte abilități din astea așa jocuri de culise. Așa, pentru că într-un moment când deja era decizia ministerului că îi se acordă cetățenia, a dispărut dosarul, ca să vă imaginați. A fost găsit până la urmă, dar asta e. Cu Paul Goma nu se discută. Cu Paul Goma se lucrează. Se lucrează pe ascuns. Nu place Paul Goma. Paul Goma este un om drept. Ciubucciu a zis că Paul Goma este un boss de lut sau de humă din codrii Orheilu. Nu. Paul Goma este vătraiul de foc al demnității noastre. Vătraiul de aur al demnității noastre, cu care se răscolește în permanență focul. Pentru că atunci când se depune spuza minciunii, a nedreptății, Goma apare. Goma este un indezerabil. El este un exilat, un veșnic exilat. Este un rătăcitor prin lume. Noi, scriitorii, l-am cunoscut, adică am auzit, știam de destinul lui trist, destinul lui tragic, fugărit, cum se zice, de acasă, dus pe drumuri, rătăcit în lume, prin codri, prin lastâini, prin fel de fel de lucruri, știam. Dar opera lui a ajuns târziu la noi. A ajuns abia în anii 80, în jumătatea a doua anilor 80. Vreau să amintesc aici că din Calidor, dacă nu greșesc, a apărut la Chișinău sub auspiciile unei edituri care era, pe la vrea director, pe Andrei Vartic din Calidor, ori în 91, ori în 92. Și asta a fost prima lui carte care a revenit acasă, cum se zice, prin care a revenit și sufletul lui. Pe urmă am aflat multe lucruri, detalii din viața lui și mi-am dat seama că acest om nu că a fost de regimul ceaușist, regimul totalitar al lui Ceaușescu, expulzat ca un corp străin. El a fost expulzat și de colegii lui, de intelectualitatea lui, de scriitori, de tot ăștia. A și avut o lucrare, Culoarea curcubeului, mi se pare, da. În care a zis... Păi uite, aici este foarfica aceea mare a destinului lui. Pentru că dacă un om a nimerit la suferință, dacă omul a nimerit la ananghiei tot, îi exprim cel puțin simpatie, pentru că ești om și tu și simți cu el și puteai să fii tu în locul lui. Și iată, s-a întâmplat că anume intelectualitatea, elita nu l-a acceptat. Elita l-a expulzat în consens cu regimul, cu oficialitățile. Asta este ceva nemaipomenit. Spuneți un lucru foarte important și aș vrea aici să nuanțez o chestiuță. Haideți să ne gândim în ce fel s-a constituit elita românească de creație în anii, de exemplu, 70-80, care oricum au trebuit să treacă niște filtre și de bine de rău să fie acceptat de conducerea de partid, etc. Această elită consubstanțial nu putea să-l înghită pe Goma. Goma dădea o lecție de demnitate acolo unde lucrurile erau călduțe, unde se putea într-un fel negocia, se putea lăsa de puțin să lași de la tine, puțin să accepti jocul guvernului. Au scris mari intelectuali de astăzi care sunt acum mândria literaturii române, au scris editoriale pro-Ceaușescu, au publicat lucruri care astăzi fac să roșească obrazul. Goma n-a făcut niciodată. Goma face parte din categoria foarte rară de oameni dintr-o bucată care nu s-au jucat cu propriul destin și cu cuvântul. Și sunt câțiva,
Deci avem câți, apropo, toți basarabeni. Există DPHD-ul, care nu s-a pretat la jocuri de departe. Există Constantin Stere, un model, iarăși, care nu s-a pretat și care și-a asumat până în pânzele albe, știind foarte bine că merge împotriva curentului. Și în sensul acesta, Goma a fost și bănesc este și în continuare foarte, foarte conștient. Poate cu asupra de măsură, pentru că dacă citești atent jurnalele sale și vezi toate aceste reglări de conturi, se vede foarte bine. Eu înțeleg, el este un fel de maximalist la modul ideal. Deci el vede lucrurile, vede o proiecție ideală a lucrurilor și vrea să tragă realitatea către acest ideal. Și, dar o trage punându-și osul la bătaie. Deci nu o face din turnul de fildeș, o face implicându-se până în pânzile albe. Scriitorul Paul Goma, refugiat din Basarabia în 1944, în fața tăvălugului armatelor sovietice, întemnițat în pușcăriile comuniste, expulzat din România de către Ceaușescu pentru atitudinea sa fermă anticomunistă. Exilat politic și apatrid la Paris din 1977. Acum se întoarce acasă. Săptămâna Roșie, ideea acestei cărți probabil zăcea în străfundurile mele de basarabean, de refugiat, de persecutat, de copil de tată deportat în Siberia, de familie hăituită, de comuniști și de beliști. Însă șvungul de căpătăi mi l-a dat inspiratorul meu, modelul meu, Solzhenitsyn. Fără rușine, am mărturisit că l-am imitat pe Solzhenitsyn în multe din faptele sale de scris și de atitudine. Am învățat de la el testamentul redactat înainte de ultima viitoare arestare, în 77, care m-a salvat de la, hai să nu zic de la moarte, ci de la o și mai mare suferință în închisoare. Mi se pare flagrant, pur și simplu, flagrant, repet, faptul că timp de două decenii în care ne chipurile decomunizăm, aceste două state românești, Republica Moldova și România, nu au găsit o modalitate de a-l aduce acasă prin opere, de o serie completă de opere, prin prezența fizică, pentru că e nevoie de oameni de genul acesta care să dea tânăra generație îl cunoaște foarte puțin, spre marea mea rușine. De ce nu este în manualele școlare din Calidor, care este o capodoperă? E o întrebare retorică. Da. Eu am avut ocazia să citesc și diferite studii și să exegeze despre creația și opera lui și mi-am dat seama că Goma a intuit la timpul lui, încă din tinerețe, unele metehne, unele slăbiciuni ale românului, ale poporului român. El le-a simțit cu inima lui ingenuă de copil, cu inima lui candidă și le-a formulat, le-a combătut, le-a înscris lui. Le-a format necruțător, asta este. El a fost ceea ce se numește omul sau creatorul însetat de absolut. Absolut, pentru că există un absolut. Există abateri și nu știu ce, dar absolutul se manifestă în foarte puțini oameni, chiar în personalități unice, cum ai amintit pe HD-ul și pe Sterie. Paul Goma, scriitorul care a făcut cunoscută de parte de lume drama Basarabiei, revine după aproape 7 decenii pe pământul unde s-a născut. Nu-mi place mitul ăsta Miorița. Nu-mi place. În primul rând, pentru că este, eu îl interpretez, nu, asta e un alibi cu Miorița. Că iertare, ne pregătim de moarte. Asta e una dintre interpretări. Dar Miorița este mitul uciderii de frate. Asta este. Și noi facem de el o sărbătoare. Bun. Deci, vânzare de frate. Noi am fost vânduți. El a intuit slăbiciunile acelea care, pe urmă,
s-a dovedit după decenii și mai ales după 90 încoace, că însuși poporul român și-a dat seama de aceștia. Până atunci nu le-a acceptat, le-a ignorat. Da, dar pe urmă și-a dat seama, ce cu miturile noastre, acele cu vechi, învechiri, cu mioritismul, cu ospitalitatea, cu nu știu ce. La Goma, în opera lui și în gândirea lui și în concepții lui, el erau de atunci, din anii tineri, din anii juneții și ceva mai târziu. Eu zic așa, ca să nu lungesc prea mult vorba, eu sunt adeptul omului care vine în contact cu operele de artă și cu literatura și zic, fără o biografie de excepție, nu există o operă de excepție. O biografie din care autorul își extrage substanța operelor sale, pur și simplu prin imaginar și prin structuri și construcții, ceva, nu poți să ajungi la opere de mare valoare. Toate operele lui sunt autobiografice, într-o măsură mai mare Paul sau mai Goma, mică. Paul Goma a fost și rămâne omul care are cea mai interesantă biografie din toți scriitorii. Hai că a fost și Steinhardt la pușcărie, hai că a fost și cu tare, dar el s-a manifestat în literatura artistică. Lui îi se imputa că n-ar avea talent. Auzi? Asta este acuzat. Da, el a ieșit disident, da, el a luptat și a... Anticomunist, da. Dar el n-are talent literar. Da. Uite ce stratagemă, ce hoție, că el nu are talent. Eu am impresia că viața scrie în locul lui cărțile. Viața Ascultă, lui proprie. Aici nu e nevoie lui, de talent. Talentul lui este un talent, adică scrisul lui are o pecete specifică. El are ceea ce se numește realismul documentar dur. Foarte dur și foarte adevărat, nu este invenție. Pe urmă, dar el poate că ar fi și monoton și nu știu ce, dar el are umor, are ludicul, are, cum se zice, nu dexteritatea, dar setea și capacitatea de a se juca cu cuvintele. Și asta menține interesul față de carte, pentru că proza trebuie să fie o structură care să aibă dinamică, să aibă, mă rog, ceva. Iată așa. Și ceea ce aș vrea eu să mai spun despre faptul că Goma nu este doar un scriitor, nu este doar un disident, un anticomunist. Goma este un mare pedagog al poporului său și pedagog care îi arată poporului său toate defectele, toate metehnele, toate neajunsurile, toate păcatele, le arată și nu se rușinează și nu se oprește. Și de aceea, mare parte, nu le place. Cui îi place adevărul? Îi place numai lingușala și toate astea. Eu, în cărțile lui este așa o frază, lașitatea noastră ca specific național. Lașitatea noastră ca specific național. Și mai departe spune încă alte lucruri. Iată, el ia și proverbele. Proverbele zice, ai noștri, zice, când vine ceva, un rău deasupra, ne năvălește ceva, zice, ne plecăm, nu rezistăm și ne mângâiem cu proverbul. Apa trece și pietrele rămân. Foarte patrioți, foarte democrați, foarte nu știu cum în operă. Dar în viață sunt căldicei. Atât de căldicei încât numai vederea lor îți face greață. Ori Goma este unul și același, este un caracter. El face parte, cum am zis eu în articolul pomenit de domnul Beșleagă, din seria de aur a singuraticilor basarabeni. Pe mine m-a impresionat luciditatea lui la o vârstă înaintată. Ori el este omul pe care l-am găsit pe site la 3, 4, 5 dimineața cu mesaje foarte frumoase și profunde. Este foarte modern, este în pas cu timpul pe care îl trăiește. Scrie, publică acolo, se imprimă, scrie autofilmări, autointerviuri și pune și ora, 3:40 dimineața, 6 și nu știu cât. Ceea ce mi se pare absolut fenomenal pentru un om la 77
pentru că erau din 2011 plasate pe site. La curent cu toate și cu o operă excepțională, pentru că dacă se afirmă că opera lui nu are stil, da, nu are stil în sensul stilului frumos, calofil. El nu scrie frumos. El e adevărat, scrie, la el și coridorul el este calidor. Sacadat, el scrie cu mișcări bruște, cu jocuri de cuvinte, cu childuri, cu ghionturi. Cu soldatul câinelui și nu câinele soldatului. Așa-i. El vine în dezacord și în dizarmonie cu tradiția literară, așa zisă, poetizantă și calofilizantă. Extrage din dureri, din necazuri, din suferință, din toate lucrurile extraordinar de frumoase. Extraordinar de poetice, care nu plac, care nu plac multora. Pe de o parte există acest univers pulverizat, aproape hipnotic, mai ales când e vorba de Basarabia acea trăită și imaginată. Pe de altă parte, acest limbaj foarte fracturat. Aceste jocuri de cuvinte, de fapt, vin să fractureze un anumit ritm, pentru că ritmul lui este unul sacadat. Deci este un ritm de cremene. La el două cuvinte ciocnesc și scânteie, scot scântei. Probabil că de la un prozator venind din Moldova s-ar aștepta ceva sardovenianizant. Liric, nostalgic, da. Tot așa. Dai voi. Da. Dați voi să vin cu un citat din Goma. Istrati, Panait Istrati, acuza și plângea. Am reținut răzvrătirea, am refuzat lacrimile. De la Sodoveanu am oprit cântecul, am alungat mila. Este foarte exact ceea ce a făcut și face Goma în proza lui. Eu care știam, și părinții mei știam, că suntem români, că facem parte din regatul României, că vorbim limba română, că suntem din județul Orhei, provincia Basarabia, regatul României, dintr-o dată am aflat că noi nu suntem noi cei care știam noi, că noi suntem cetățeni sovietici, că trebuie să scriem cu litere slavone, că facem parte din marea, imensa, marele, imensul imperiu sovietic și așa mai departe. Eu zic să punem punct aici. Fragmentele pe care le punem sunt luate de pe site-ul paulgoma.com, pe care vă îndemn să răsfoiți până data viitoare, atunci când revenim la patria lui Paul Goma, aici, acasă și în limba română. O seară frumoasă tuturor! Gândiți-vă, viața e frumoasă dacă o trăiești cu demnitate!